Hristos s-a înviat și s-a arătat. Și după opt zile s-a arătat lui Toma. Pentru că se arată Hristos și în ziua din tâi, ziua învierii, dar se arată și în ziua a opta, adică la o duminică, distanță. Îl iubim pe Hristos pentru că se arată. Pentru că dacă nu s-ar arăta, nu l-am găsit niciodată. Nu l-am vedea. Nu l-am avea. Nu am rezonat cu El. N-ar fi cu putință nimic din tot ce spunem despre El dacă nu s-ar arăta Hristos. Mă bucur, dragii mei, să vă regăsesc. După cum se vede, vin destul de regulat la dumneavoastră. Asta nu va ține tot anul. Vă spun ca o veste bună pentru ambele părți. Dar face să mai vin. Iar astăzi chiar nimeresc în zi de sărbătoare, îmi vine să predic despre Tomă, dar nu voi predica. Dar îngăduiți-mi ca o prefață și apoi citim textul pentru familii și predicăm despre și pentru familii. Tocmai aveți o conferință de familii în spate. Dar înainte de a citi textul ca o prefață, ca o binecuvântare, ca un salut pe care vi-l aduc, îngăduiți-mi să fac câteva afirmații despre Toma cu gândul la textul atât de frumos de la Pericopa din Ioan, capitolul 20. Observăm în acest episod că Toma întârzie și de obicei nu ne plac întârziații, nu-mi place când cineva întârzie, nu-mi place nici când eu întârziu. Îmi place să vin din timp, din vreme. Îmi place să te surprind că am ajuns prea devreme. Decât să te surprind că am ajuns prea târziu. Nu ne plac întârziații, nu știm ce să facem cu ei. Avem de obicei, mai ales într-un mediu corporatist, avem o grămadă de sancțiuni pentru întârziații. Și întârziații sunt pedepsiți în diferite moduri, uneori aspru sunt pedepsiți. De mici învățăm să ne ținem de oră, să ne ținem de întâlnire, să ne ținem de ce ne-am propus, să ne respectăm angajamentele. Iar Toma întârzie, în sensul că 8 zile, putem zice întârzie, nu era cu ei în ziua în care a înviat Domnul și s-a arătat seara, cum citim tot în Evanghelia după Ioan, în același capitol 20. În ce mă privește? Pentru că Scriptura nu spune nimic despre motivul absenței. Cred că a fost un motiv obiectiv. Mă îndoiesc că Toma ar fi lipsit pur și simplu, și eu cred că a avut un motiv întemeiat, sau cum ar zice o altă confesiune, din binecuvântate pricini. N-a putut să fie în prima zi. Totuși se ridică întrebarea de ce întârzie Toma. E bine, îngăduiți-mi să completez afirmația spunând, Toma întârzie pentru noi. Pentru ca noi văzându pe el întârziatul, să ne gândim că de ni se întâmplă să fim întârziați într-un fel sau altul, Domnul e bun cu toți. Și se întoarce și la întârziați. În viața mea în diferite ipostaze am fost întârziat. În general sunt mai întârziat. În loc să vorbesc la un an jumate, cum fac toți băieții deștepți, am vorbit la trei ani. Și pe vremea aceea medicina era, nu era ce e astăzi. Părinții erau nebuniți. După trei ani am vorbit în fraze și de atunci continui să vorbesc pentru a recupera anii aceia de tăceră. Iată-mă ce întârziat eram și am fost întârziat în multe alte privințe de care mă jănesc să vi le povestesc de la învon. Știți ce am văzut însă? Că Domnul a avut milă și de mine și că în felul lui tainic... Dar întotdeauna suveran, m-a căutat și m-a găsit. În al doilea rând, Toma nu doar întârzie, Toma ezită. Ezită. Toma merge la întâlnirea cu colegii lui în zi de duminică, în ziua de celebrare a învierii. El e zi, în ziua învierii, El e în comunitatea învierii, pentru că toți spun când îl văd. Am văzut pe Domnul. E în comunitatea unde nu e Domnul pentru moment, dar unde numele lui, unde învierea lui este o realitate, este în ziua învierii, pentru că duminica e ziua învierii, oricare duminică. Dar Toma ezită. Toma zice, dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune mâna, dacă, 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 nu voi crede. Și Toma are curajul să rostească primul nu de după înviere. Nu voi crede. Ezitarea lui Toma este aproape o calitate, în sensul că el nu vrea să creadă prin experiența celorlalți. El, de fapt, când spune dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune mâna, el, de fapt, spune vreau să am propria mea experiență cu Hristosul înviat. Nu pun la îndoială experiența voastră. Nu cred că a pus-o la îndoială. Nu cred. De ce l-ar fi mințit? Cum să minți? într-un asemenea context haric, într-o așa zi, cu un asemenea subiect, dar Toma ezită pentru că și el vrea să trăiască ce au trăit ei, ei care nici ei înainte de arătarea Domnului n-ar fi crezut în Domnul. Și îndrăznesc să afirm, a doua oară, Toma ezită pentru noi. Văzându-l pe el cum ezită, ne gândim la toate ezitările noastre, ne gândim la toate situațiile când am fost copleșiți de atmosfera credinței, a minunilor, a harului și noi eram reci de piatră. Noi parcă nu eram din filmul acela. Noi care eram cu garda sus, încărcați de prejudecăți, de tot felul, unele prejudecăți cu versete. Cu versete. Prinși în propria neputință a minții, a sufletului. Și în acele ezitări ale noastre, privind la Toma care ezită, parcă pentru noi ezită, dându-ne și nouă nădejde, că și ezitanților li se arată Hristos. Am vrut să zic dilematicilor, luați ambele cuvinte, îl puneți care vă place mai mult. Apoi, Toma verifică. Sigur, nu scrie că a pus degetul, nu scrie despre gest. Dar chiar dacă n-a pus degetul, s-a uitat culoare, aminte, măcar simțul acesta, vizual, nu? A fost profund exploatat. Și noi știm că dintre cele cinci simțuri, simțul vizual este cel mai și la îndemână și este simțul prin care accesăm informația din exterior în proporție de peste 50%. Și atunci îl vede pe Domnul și verifică verifică realitatea învierii și mă grăbesc să afirm, Toma verifică pentru noi, pentru că noi nu am fost acolo, n-am fost contemporani cu învierea lui Hristos și Toma verifică pentru cine? Pentru noi. De aceea mărturia lui Toma, mărturia celorlalți ucenici, mărturia noului testament, în genere, mărturia întregii scripturi, e tot ce avem și am face bine să o credem, pentru că nu-i așa, crezând această mărturie, această experiență care a lor a fost mediată de simțuri. Noi, prin credință, doar prin credință, putem să accesăm, nu? Același Hristos, aceleași binecuvântări, aceleași resurse, aceeași stare de har din partea lui Dumnezeu. Și în fine, Toma mărturisește. Toma exclamă ca la carte. Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Domnul meu și Dumnezeul meu este formula completă din Vechiul Testament, cum o găsim în cărțile profetice, mai ales unde se spune uneori, Domnul Dumnezeu a zis, Domnul Dumnezeu a făcut, dar mai ales Domnul Dumnezeu a zis. În ebraică sunt două nume acolo. Și sunt cele două nume ale lui Dumnezeu Iahve și Adonai, care sunt numele principale ale Lui Dumnezeu și sunt nume proprii sau propriu zise, pentru că nu, nu e Elohim sau El Roi sau nume compuse, știți, El, și apoi mai adăugăm ceva. Ci sunt nume pure, cuvinte pure, care descriu Iahve pe de o parte, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul care are un plan cu un popor. Și Adonai este Dumnezeul creator, Dumnezeul care e mai mult decât peste poporul acela, un Dumnezeu al tuturor, orientat spre toți. Așadar, pentru ultima oară, în sfârșit, afirm, Toma mărturisește pentru cine? Pentru noi. Acest gând am dorit să vi-l las, prin aceste scurte aserțiuni. Am dorit asta să expun și să așez în inima dumneavoastră, în acest preambul. Anume că, de fapt, Toma a fost acolo pentru noi. Și că prin el, prin ochii lui, prin mâinile lui, prin retragerea lui, prin gesturile lui, prin el, cumva, și noi credem, și noi afirmăm, și noi mărturisim că și Dumnezeul lui Toma e Dumnezeul nostru al tuturor. Și binecuvântăm numele lui. Vă invit acum să ne ridicăm, onorând în felul acesta cuvântul scripturilor, pe care îl deschidem la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, de unde citim versetul 1 la 3, continuăm versetul cu versetul 23 la 28. Și apoi ultimul fragment, Romani, capitolul 16, de la 3 la 5a, adică 5, prima parte. Să citim așadar din fapte și din Romani. Eu n-am să mai anunț textul, pur și simplu citesc. Dacă vă țineți de mine, bine. Dacă nu e tot bine. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din pont, venit de curând din Italia cu nevasta sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținuturile Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan a început a vorbi cu drăsneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin Harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Isus este Hristosul. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, și mei de lucru în Hristos Isus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Amin. vedeți Iubiți frați, stimate surori, dragi familiști, stimate familii, mă alătur cu bucurie ei, weekendului pe care l-ați avut, un weekend frumos, mă gândesc, de conferință, în care colegii mei, cu siguranță, au vorbit atât de aplicativ despre viața de familie. Acum mie îmi revine o sarcină onorantă și un pic delicată să închei aceste întâlniri, dar mă bucur când mă pot duce undeva să închei ceva. Oamenii se bucură să încheiem ceva. Așa că, cumva, îmi place postura asta, mi-e mai greu când trebuie să încep. Dar când să încheiem? Oricine știe sufla într-o lumânare, nu? M-am gândit ca în seara aceasta să ne bucurăm de aceste fragmente din cartea faptele apostolilor, care aduc în prim plan pentru noi în această seară una dintre puținele familii din Noul Testament dată cu numele. De obicei, familiile, soții, nu apar în literatura biblică, nici măcar în noul testament, ce să mai vorbim de Vechiul testament, nu apar cu numele. Și când dintre cei doi, soțul și soția, totuși, ar trebui dat un nume, de obicei să dă numele în Biblie mă refer. Bărbatului. Lucrurile s-au schimbat între timp. Acum, de obicei, e altfel. Dar atunci, Acum, în formulele de adresare, cele mai oficiale și mai solemne, nu se începe cu domnilor și doamnelor, ci se începe cu doamnelor, domnișoarelor și abia pe locul 3, domnilor. Dar în Noul Testament, în secolul 1, într-o perioadă pe care o numim cu oarecare spaimă, perioadă patriarhală, în care bărbații erau la putere și putem zice, da, într-o lume a bărbaților, E foarte greu să găsești numele unei femei în această literatură. Și totuși, evanghelistul Luca, autorul cărții Faptele apostolilor, de altfel un medic foarte cultivat, de altfel un istoric care sigur n-a avut o diplomă în istorie, dar care a făcut cercetări amănunțite, cum va spune el, nu? despre Hristos, despre biserică, el alege ca dintre familiile pe care le-a întâlnit să menționeze, mai ales în legătură cu Apostolul Pavel, această familie, aceste două nume care să recunoaștem, sună bine, Acuila și Priscila. Dar vă mai spun un detaliu de care aș vrea să vă bucurați. Dacă ați fost atenți la lecturile anterioare, ați observat că Luca folosește sau așează cele două nume într-o ordine interschimbabilă. Adică în anumite pasaje zice Acuila și Priscila și într-un loc, asta e cu totul neașteptat, zice cum? Priscila și Acuila. Nu numai că îi pomenește pe amândoi, dar o pune pe ea întâi, cum ar zice tinerii noștri cunoscători mai degrabă de limba engleză decât de limba română, ar zice ladies first. Adică Doamna întâi, Doamna pășește întâi, Doamna coboară scara și noi ne ridicăm și o așteptăm. Doamna. Și iată-i pe cei doi în textul scripturii, când el pus înaintea ei, când ea înaintea lui, dar în orice caz ce ar trebui să înțelegem de la bun început este, dragi mei, că aceștia doi apar întotdeauna împreună, niciodată separat. Pentru că așa mi-aș dori pentru familia mea, pentru mine, soția mea. Ca nu neapărat numai fizic că suntem împreună, ci cu adevărat să fim mereu împreună. Aceștia doi, înțelegem din aceste fragmente biblice, așa cum vom vedea, înțelegem că au fost utili împărăției lui Dumnezeu ca familie, nu ca haiducii, adică unul foarte util, unul foarte încărcat de daruri și mă înțelege și celălalt în umbra lui. Acum eu am văzut și așa și așa, mă gândesc că și dumneavoastră ați văzut. Mă refer în planul ăsta vocațional, când, când într-o familie, într-un cuplu, el, mare, evanghelist, mare, de obicei evanghelist, am văzut că cu evangeliștii mai delicat. Și ea nici nu se mai vede de el. Am fost în situații cu totul amicale, cu totul amicale, vă rog să nu gândiți altceva în care mi se părea uneori ea atâta de ștearsă, dar poate nu era așa, dar el era prea, prea se revărsa peste tot, știi, adică, băi, nu te revărsa chiar așa, stai în albia ta, lasă și pe ea să se propună un pic, în situații cu totul amicale. Bine, dar am văzut și invers. Dacă în primul caz, de obicei, în mediul nostru evanghelic, el e un mare evanghelist, în cel de-al doilea caz, iarăși în mediul nostru evanghelic pentecostal, ea este o, de obicei o prorociță, o profetesă. Iar el era așa de mic. Câte unul era chiar mic de statură. Era chiar mic în sensul că era subțirel, adică parcă nimic nu-l ajuta. Mi era milă de el. Știam că îl las acolo. Eu vin și plec, eu vin la proroc, dar el rămâne cu prorocul. <laughs> și el nu-l lăsa să vorbească, dar nu-l lăsa. Am intervenit de câteva ori, fără prea mare succes, zicând, soră, să-l lăsăm și pe fratele să spună și el ceva. Când începea să spună, se împotmolea, că bărbații se împotmolesc de obicei. Și atunci intra ea din nou și era deja irreversibil, nu mai puteai să faci nimic pentru el. Ce deci am văzut și așa și așa. Tot ce v-am spus, ați luat cu zâmbet și așa am și doresc să luați, adică să nu vă supărați nici pe unii, nici pe alții. Ce-mi doresc este că dacă tot facem conferințe și ținem predici despre familie și pentru familie, să avem familii normale, cu soți normali, nu vă revărsați prea mult. Oricine-i fi, nu te revărsa prea mult. Rămâi în albie, lasă-l și pe celălalt să performeze puțin, știi? Doar e iubitul tău, doar e iubita ta, doar... Acuila și Priscila sunt mereu împreună în textul biblic și mă gândesc că nu este întâmplător faptul acesta. Ar trebui să învățăm cumva că dacă există oameni folosiți de Dumnezeu, aceia ar trebui luați din preună cu familiile lor și dacă unul dintre ei este mai vizibil, mai ales bărbatul prin slujirea aceasta sacerdotală, atunci mereu ar trebui să ne imaginăm că lângă el, în mod nevăzut, în spatele lui, este cineva care se roagă pentru el, care am mai venit să dau o replică dintr-un film și nu știu dacă e ok să dăm în biserică asemenea replici. O femeie în spate, o femeie puternică. Bine, acum să dau o replică asta totuși, ca o să rămâneți tot cu gândul la chestia asta. Deci, că în spatele fiecărui bărbat puternic stă o femeie care nu mai cutează nimeni, să spună, care își dă ochii peste cap. Se gândește, iar a zis, iar a făcut. Iar n-a fost atent. Acuila și Priscila îi întâlnim în capitolul 18 din Fapte și în capitolul 16 din Romani, iar perspectiva pe care noi o abordăm în seara aceasta este cumva întreită. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că Familia aceasta, aceștia doi, în trei ipostaze sau mai bine zis, în trei feluri, au reușit să aibă o relație extraordinară, formidabilă cu biserica. Oriunde s-au aflat, ei s-au raportat la biserică și de aceea intitulez mesajul din această seară Biserica de acasă. Sau Casa și Biserica sau Relația dintre Familie și Biserică. Și dumneavoastră, de-a lungul mesajului, veți înțelege în sfârșit până la urmă ce am vrut să spun. Înainte însă de a vedea cele trei ipostaze, îngăduiți-mi câteva lucruri despre identitatea acestor doi oameni. Aflăm despre ei, acești soți, că plecaseră din Roma și ajunseseră în Corint în situații fortuite, adică nu de bunăvoie, nu în concediu, nu mutându-se cu afacerea, cu businessul, cu serviciul, ci pur și simplu plecaseră pentru că în timpul lui Claudiu, și se pare că e vorba de anul 49 după Hristos, pe când domnea Claudiu la Roma, Cezarul spune că a dat un edict dureros prin care toți evreii erau obligați să plece din Roma. Să știți că de obicei orașele, marile orașe și mai ales Roma, nu i-așa capitala imperiului făceau uneori asemenea epurări, am putea să le numim, în care anumite naționalități, anumite etnii, erau pur și simplu expulzate prin lege din Roma. Sigur că se ridică o seamă întreagă de întrebări, oare de ce evrei au fost expulzați? Specialiștii spun că istoria cunoaște trei asemenea expulzări numai în secolul I din Roma, deci înseamnă că din când în când soarta evreilor dintr-un oraș, evrei din diaspora, sigur, nu din Ierusalim, era ca să apuce calea aceasta a pribegiei. Sunt trei posibile motive în spate, poate unul dintre ele, poate toate trei. Să mă iertați puțin că vi le spun, știu că nu are legătură cu familia în mod direct, ci cu cultura biblică. În primul rând, spun specialiștii, de obicei când aveau loc asemenea expulzări, putea să fie din cauza obiceiurilor bizare ale evreilor. Adică ăștia nu mănâncă orice carne, ăștia sâmbătă nu lucrează. Ăștia nu intră în orice spațiu, ăștia nu sunt oameni între oameni, adică civilizați, precum noi, păgânii ceilalți suntem, ăștia în băile publice nu intră, adică nu prea se spală, mă rog, se spălau ei în regim propriu, ca să zic, dar ei nu intrau în băile publice, ăștia nu intră să consume acte artistice, cum ar fi teatru și lupte cu gladiator și așa mai departe, ăștia au cărțile lor, sunt destul de ciudați, dar nu vreau să folosesc cuvântul ciudat, ci bizar, care înseamnă cam în același lucru. Se pare că cu cât o comunitate dintr-un oraș era mai mare, comunitatea de evrei, cu atâta presiunea cumva, mă înțelegeți, era la fel de mare asupra populației autohtone. Și cumva obiceiurile specifice au produs multă iritare. Reesea asta și din texte în Antichitate. Un al doilea motiv este prozelitismul virulent pe care îl practicau evreii în diaspora. Adică doreau să-i facă pe toți ce? Evrei. Evident, nu prin naștere, că nu mai poți acum să se nască încă o dată, ci prin adeziune, adică prin credință, cum ar veni, prin asumare, astfel încât exista un program, se pare, prin sinagogile din toată diaspora antică, exista un program prin care să facem evangelizare, să facem misiune. Deci cumva și evreii înainte de noi deja făcuseră multă evanghelizare, mult prozelitism. Și faptul acesta deranja, mai ales într-o cultură precum cea a Romei, unde politica era, cum de altfel, la nivelul întregului Imperiu, ca să acordăm o toleranță religioasă tuturor și să-L lași pe fiecare în legea Lui, să nu-L smintești, să se roage la Dumnezeului, la Zeului, nu veni tu să-ți impui Dumnezeul. Și faptul acesta a deranjat. E un posibil motiv care s-a adunat la dosar, atunci când a avut loc expulzarea. Și, în fine, un al treilea motiv la care trebuie să recunoașteți că nu v-ați fi așteptat, nici eu, dar l-am găsit la specialiști. Tot ce vă spun e de la specialiști. Să aveți încredere. E marfă garantată. Nu inventez. Zice că evreii, sau marea masă de evrei, iar în Roma erau destul de mulți, majoritatea dintre ei, avea obiceiul să trăiască pe ajutor social am zis ajutor social, ca să înțelegem la ce ne referim. Nu erau pe atunci documente și cu așa, dar sunt cel puțin trei istorici, trei, din secolul I, romani, care se plâng că nu mai biruim cu evreii, că ei sunt abonați pe toate listele și la toate cantinele și ei luau o parte din cereale, pentru că nu se dădeau realmente bani, ci se dădeau cereale și alte produse neperisabile, care se asigure cumva, nu? Viața, să spun așa, produse de bază și creau, cu cât erau mai mulți, o presiune tot mai mare, să zicem noi fiscală, cum am spune astăzi, creau o presiune tot mai mare pe Roma, pe fiscalitatea Romei, pe... și la un moment dat, din când în când, când se înmulțeau și când trebuia tot mai mult ajutor social, le făceam câte o evacuare. Și... Ei se întorceau după câțiva ani, ca să ne înțelegem, deci nimeni nu-i urmărea la modul acesta. Și păi apoi iar urma câte o evacuare și iată un joc foarte interesant, o soluție de altfel inteligentă, nu murea nimeni, dar cumva îi lăsai să se ducă un pic, să mai ceară ajutor social și în alte state mai îndepărtate, cum zice cântecul, sau sate mai îndepărtate. Una dintre aceste motive, sau poate toate trei, poate că se adunau mai multe, face ca un cezar precum Claudiu, despre care credeți-mă că n-am să insist, dar credeți-mă că acest cezar era de altfel timid și slab, nu era ca succesorul lui Nero, care n-a făcut prea mari grozăvii în timpul domniei lui și care era destul de tolerant și era om credincios, păgând, dar credincios. Nu te-ai aștepta de la el, dar se pare că așa era cu evreii Așa presiune era, încât până și Claudiu dă un edict de felul ăsta de la care, repet, nu te-ai fi așteptat. Și printre cei expulzați este Acuila și Priscila. Ei erau evrei, dar mult mai important decât asta, deveniseră în împrejurări despre care nu cunoaștem, erau creștini, adică îl primiseră pe Domnul și de acum orice s-ar fi întâmplat cu ei, ei erau ai Domnului și Domnul era al lor. Și ei părăsesc Roma și pleacă fără nimic, cu mâinile goale. Trebuie să mai știți, fără să intrăm în detalii exegetice care ar putea fi plictisitoare, că exegeții recenți tot mai mult, tot mai mult postulează ideea că poate nici nu au fost evrei din naștere, chiar dacă el era iudeu, poate au fost prozeliți pentru că numele lor nu sunt evreiești. Pentru că Acuila. E un nume care se poate lega în Roma antică de o mare familie nobiliară, da? Acuila, familie nobiliară. Iar dacă făcea parte acesta Acuila din acea familie, nu putea fi evreu. Priscila, iară, dintr-o altă familie, la fel de nobiliară, Prisca, și dacă e așa, dacă numele nu ne înșală, atunci amândoi veneau dintr-o descendență de sânge albastru, am putea zice. Dar probabil că se convertiseră la iudaism și ei erau iudei, nu evrei prin naștere, dar asta nu e atât de important, importantă e finalitatea. Ei s-au convertit la creștinism și acum erau parte din Biserica lui Hristos. Așa că a fi în Hristos ca familie poate presupune uneori să fii mutat dintr-un loc în altul, să treci prin necazuri, dar ce bine că ei au plecat împreună, ce bine că au rămas împreună, au rămas ei unul cu altul și au rămas amândoi cu Hristos. În fine, au ajuns în Corint. Acum, dragii mei, iată cele trei ipostaze pe care vi le-am promis. Acuila și Priscila, în primul rând, sunt o familie care îl iau acasă, în Corint, pe cine? Dacă e la singular, îl iau pe cine? Pe Pavel. Ajung în Corint și își continuă meseria. Făceau corturi. Iar Pavel zice că a rămas la el la ei, versetul 2, partea finală și versetul 3 din capitolul 18, fapte. Pavel a venit la ei și fiindcă aveau același meșteșug, au răma, a rămas la ei și lucrau și meseria lor era facerea corturilor. Dumneavoastră, când vă gândiți la facerea corturilor, la ce vă gândiți? Eu până să studiez profesional scriptura, ați înțeles profesional că se poate și ca amator. Dar până să studiez profesional, în mintea mea era că ăștia făceau corturi pentru agrement, cum mergem noi cu cortul. <laughs> și mă gândeam, oare ce corturi făceau ei? Până când am aflat, și vă spun și dumneavoastră ca să nu fiți în necunoștință, că descoperirile arheologice ne ajută într-atât de mult încât aproape putem să reconstituim meseria aceasta. Și arheologii ne spun cu argumente clare, cu asupra de măsură, că acele corturi nu erau casnice, domestice, nu erau de agrement, ci acele corturi erau, erau comerciale sau, dacă vreți, industriale. Pentru că în Corint, un oraș, un oraș cu două porturi totuși, cu o mișcare comercială foarte vie, în Corint se pare că era o piață imensă și piața aceasta toată era acoperită, dacă vreți, compusă din corturi și se pare că erau corturi mari de o înălțime de, în medie de 4 de metri, da? o lungime de aproximativ 3 metri și se pare că aceste corturi da, erau toate un fel de, cum am zice noi astăzi, buticuri sau cum, cum să spunem, da? buticuri sau magazine identice, ca așa, așezate toate, un fel de mol, ca să încheiem. Numai că nu-i pus pe înălțime, ci-i pus pe orizontală. Iar când Acuila și Prișila și-au deschis afacerea asta, care poate că nu o făceau la Romă. Asta era o afacere profitabilă. Pentru că un cort pentru agrement, nu toată lumea își cumpără un cort pentru agrement. Dar cine vrea să facă negoț în cetatea Corintului și în inima Corintului, va avea nevoie de un cort, și după ce și-l cumpără. Va avea nevoie să fie reparat cortul acela și dacă se strică, să-și facă altul, etc. Întotdeauna este de lucru. Iar Pavel se pricepea să lucreze munca aceasta a afacerii corturilor. Desigur, nu vă spun o noutate că evreii, din toate timpurile, până în prezent, își învață copiii, chiar dacă acei copii devin savanți, mă înțelegeți, savanți, îi învață o meserie de care? manual, Manual. Evreii au rezistat în istorie pentru că atunci când au fost aruncați de istorie într-o parte și în alta, au supraviețuit, că au avut fiecare o meserie de care? Manuală. Nu disprețuiți manualitatea. Un om care nu are o minimă manualitate s-ar putea să nu aibă nimic nici în cap, nici nicăieri. S-ar putea să nu fie mare lucru de el. Trebuie să ai ceva, să bricolezi ceva, să știi să faci ceva, să pirocravezi, să faci ceva din chibrituri, din hârtie. Trebuie să desenezi, chiar dacă ți-e rușine să arăți desenul. Ok, nu facem anchetă, dar desenează, fă ceva cu mâinile, trebuie să grădinărești. Trebuie să pui mâna pe obiecte, altfel, s-ar putea să nu fii bun de nimic, nici mintea ta să nu fie bună. E o legătură între mână și minte, demonstrată acum de medici, demonstrată de psihologi. Ei bine, iată cum aceștia doi, Acuila și Priscila, îl iau pe Pavel pentru că aveau aceeași meserie și ceea ce îi unește este aceeași meserie. Ba, ba mai mult aș adăuga, ceea ce îi unește este că nici Pavel și nici ei nu sunt băștinași de unde? Din Corint. Și pe oameni îi unește mai mult, da? Cumva nevoia și situația aceasta a străinătății, nu? a faptului că nu suntem de aici și cumva parcă mai bine ne ajutăm, parcă mai bine reușim să fim împreună. Prima lecție pe care o desprindem de aici și pe care vă rog în sfârșit să o atașați la viața de familie este că o familie creștină autentică, adevărată, o familie care vrea să semene cu Acuila și Priscila ar face bine ca din prima zi de viață conjugală, de, din prima zi, să-l aducă pe Pavel în familie. Ați văzut cum am pus între ghilimele? Pe Pavel în familie. Câte unul poate să-l aducă și în persoană, că dacă îi se naște un băiat, poate să-i pună numele Pavel. Și deja l-a adus în familie. Să-l aduci pe Pavel în familie, ca să ne lămurim, înseamnă să aduci Cuvântul lui Dumnezeu în familie. Înseamnă să aduci predicatorul în familie, înseamnă să aduci tâlcuirea Scripturii în familie și ca să fiu mai exact, mai concret, asta mi se cere mereu, frate Ghiță, să fii practic. Eu asta am auzit, dar nu mai am eu mult acum până la pensie și scap de asta, așa, pe să mai fie și alții practici. Nu, o să ne spui practic, măi, până la practic, zic, să facem un pic de teorie. Aia nu ne place nouă, frate. Nu, ne trebuie practic. Dar dacă nu știm detaliile care vi le-am zis, mă înțelegeți, care sunt foarte teoretice, păi cum te poți bucura de Scriptură? Dar în sfârșit, acum ați practic. a aduce pe Pavel în casa ta înseamnă a pune în casa ta, din prima zi a căsniciei, Scriptura la cel mai înalt loc. A mai nu de înalt să nu mai ajungi la ea să o poți citi? să o pui la îndemână, să o țin preajmă, să o lecturezi, să aveți program de lectură, să citiți împreună și să tâlcuiți împreună, pentru că nu e examen, nu vă scoate nimeni la tablă să vă prindă cu tema nefăcută, mă înțelegeți că nu știți exercițiu. Cum tâlcuiți voi, așa e bine. E singurul loc în familie unde cum spui, așa e bine. Că dacă te-ar auzi un profesor, n-ai trece examenul. Da, așa cum nu te aude nimeni, bucură-te de Scriptură, bucurați-vă de Scriptură. Noi am făcut asta mai ales după ce au crescut copiii și făceam o oră de rugăciune acasă. Și, mă rog, cum, ne, cum fiecare părinții se tot străduie și noi ne-am străduit la vremea noastră. Și știu că nu deschideam textul și ceva din scriptură citeam. Apoi fiecare avea o părere, fiecare. Au fost situații că eu n-am mai apucat să spun nimic, eu n-am mai apucat să spun. Ba chiar mi s-a dat peste nas și de către soție și de către copii. Au prins și ei putere. Și mi-au spus, tată, eu nu cred că e așa. auzi mă contraziceau. Atunci mi-am dat seama că în familie n-ai nicio putere. Mie în biserică îmi place, unde toată lumea stă în tăcere. Nu neapărat mă ascultă, dar stă în tăcere. Ceea ce pentru mine este de ajuns. N-am pretenții. Adu, știi, adu, fă din scriptură, fă din scriptură o parte a vieții familiei tale. Citește-o, povestiți din ea când apar copiii mai mult, fă din Scriptură un material didactic. Păi da, Scriptura nu merită asta, știi? Nu merită. Cum să nu merită? Prin asta nu vreau să spun că toți trebuie să fim docți, că toți trebuie să cunoaștem amănunte, că toți trebuie să avem studii și diplome. Nu spun asta, spun doar iubește Scriptura în sens sacramental, adică mănâncă din Scriptură, nu? Ia învățătură, bucură-te de universul Scripturii, regăsește-te în Scriptură, întărește-te cu ea, mângâie-te cu ea, îndreaptă-te cu ea. Nu aștepta doar cu ce ți se dă duminica. Duminica e o zi din săptămână, tu trăiești toată săptămâna. Fă Scriptura parte din familia ta, din viața familiei tale, la nivel cotidian, în fiecare zi. Să ne ajute Dumnezeu. Pledez pentru Scriptura de acasă. Pentru că pentru cea din biserică nu trebuie să mai plădezi asta, o vedeți că e aici, tot din ea deschidem, tot din ea explicăm, tot cu ea nu o suntem, dar să o aduci acasă, să fie împreună cu tine acasă. De asemenea, să-l aduci pe Pavel în casa ta, pe lângă scriptura în sine, textul în sine, înseamnă să aduci uneori oameni, fie live, fie pe intermediul internetului, în online, să aduci uneori oameni ca Pavel sau de genul lui Pavel care îți explică scriptura. Când ai ocazia, invită pe câte cineva la tine. Cunosc familii, cunosc familii care la ora actuală, când noi vorbim, da? în aceste vremuri pandemice și post-pandemice, au de ani de zile la ei acasă un grup de părtășie, un grup de rugăciune. Eu apreciez mult asta, mai ales pentru că n-am fost în stare să fac asta nici până în prezent. Am văzut să zic niciodată. Poate nici nu o să fiu în stare, nu știu. Eu nu știu cum să face, plus că tot trebuie să mă scuz că uneori trebuie să mă duc undeva la evanghelizare. Ori poate că asta e pentru cine stă mai mult acasă, sau cum să spun cine. Apreciez că au grupuri de casă. Și auziți-mă până la capăt, dar nu voi explica, dumneavoastră trebuie să prindeți această subtilitate sau să o lăsați să cadă. Și să mergeți mai departe. Apreciez că unii au grupuri de casă care nu degenerează în nimic negativ. Auzi, nu degenerează. Păi ce faceți voi acolo? Și ei îmi fac desfășurător. Facem asta, asta, cântăm, ne rugăm, citim din Biblie. Țineți predici? Nu, să nu țineți că predica nu-i dată oricui. Vă apucați să explicați acolo voi și cum spuneți voi, așa rămâne? Nu! Să nu faceți asta. Nici noi care avem o responsabilitate și un pic de pregătire, nu ne lansăm și ne revărsăm chiar așa. Și noi avem îndoieli. Să nu faceți asta. Prioritar ce faceți? Ne adunăm, ne spunem dacă avem cauze, că avem așa o relație de prietenie în bună măsură, și ne rugăm și un moment bun în care ne întărim sufletele și apoi plecăm fiecare la casele noastre. Zic, vorbiți de în biserică? e pe mine vorbiți acolo? Nu vorbim. Dar nici pe colegii mei, noi suntem trei păstori. Nici despre ei, să nu vă prind că vorbiți. Frate ghi, să nu vorbim. Vă vine să-i pun să semneze. Să facem și niște documente. Și în alte detalii nu mai intru. Dar dacă poți, fără să degenerezi, dacă poți, fără să cazi în ispită, dacă poți în casa ta, e un mod de a-l aduce parțial pe Pavel acolo. Pentru că Acuila și Priștila s-au bucurat, gândiți-vă câte au învățat ei de la Pavel, nu? Câte au învățat, ce resursă, ce izvor au avut în casă, cum au știut să profite de asta. Dar nu numai live, ci credeți-mă, dragii mei, prin intermediul tehnologiei și a internetului, avem acces prin materiale audio și video, mai ales video, avem acces nu doar la prostii și la, cum să vă spun, lucruri dezagreabile și incorrecte și nu avem acces numai la eroare, că nu e în zona aceea numai eroare, avem acces uneori la materiale audio-video care sunt autentice, adevărate, mă înțelegeți, care sunt sănătoase, care sunt despre credința adevărată, bine explicată, situații de viață. Avem acces la atâtea resurse în mediul online, în mediul virtual, să îl aducem pe paver și virtual în casele noastre și să lăsăm ca virtualitatea să lucreze spre mântuirea noastră, nu spre căderea noastră. Vă recomand ca pe măsură ce vă cresc copiii, noi am practicat asta, încă practicăm, ai noștri sunt deja adulți, adică trecuți de 18 ani, mai adulți, mai este până. Dar juridic, ce tati noi acum, băi, am înțeles. Putem să avem și noi o părere în familia asta, nu? Dar zic sigur. Mă întrebam dacă eu pot să mai pot să am o părere. Dar zic eu mai pot, o zic și tu poți să ai. Noi practicăm asta. Anumite materiale de pe internet, alese de părinți uneori, faceți în așa fel încât să le vadă toți, chiar dacă nu în același timp, ca să discutăm despre el. Nu citesc pruncii, frate, nu mai citesc cum citeam noi. Asta am văzut și la ei Nu mai citesc cum citeam eu și soția când eram ca ei. Dar poate nici aia nu a fost o cale prea bună să citești atât. Poate. Pun la îndoială și treaba aceea. Mai nu mai citesc. Dar zic să uită pe tot felul de să uită. Ia făi câte o recomandare. Că Domnul vorbește când printr-o aplicație, când printr altă. Nu numai diavolul vorbește. Vorbește și așa. Că Domnul vorbește când printr-un YouTube, când prin altul, când prin unul, când prin altul. Evident că nu prin toți, ne-am prins, dar înțelegi? Ia ascultă mărturia asta, ia vezi materialul ăsta, Hai să vedem ca să avem ce vorbi. Atâta să bucur ei, și dacă nu le-ar place prea mult, dar faptul că după aceea discutăm, dezbatem și este ceva minunat și rezultă ceva frumos. Cumva l-am adus pe Pavel în casa noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu. O familie care îl aduce pe Pavel are înțelepciunea asta. 2. Ne uităm în partea a doua, spre finalul capitolului 18, și vedem că Acuila și Priscila sunt o familie care îl aduc în casa lor, nu doar pe Pavel, ci într-o împrejurare, îl aduc pe cine? Cine? Apollo. Apollo care nu e Pavel, Apollo care e un personaj interesant, zice că era de neam din Alexandria, iudeu și el, Omul acesta era, era, zice că avea darul vorbirii, era tare în scripturi, se înțelege că Vechiul Testament care exista atunci, și spune că era învățat în ce privește calea Domnului, spune că vorbea și învăț, învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui. Ioan. Un personaj interesant, nu stăruim asupra acestor detalii, oricum ce putem spune era că nu doar avea un talent retoric extraordinar, era un orator probabil desăvârșit mult mai bun decât Pavel, mult mai bun ca orator, dar mai putem spune că era un om și foarte curajos, pentru că trebuie să fii foarte talentat și foarte curajos să vorbești mai mult decât știi, că ăsta vorbea mai mult decât știe. Că zice că nu cunoștea decât botezul lui Ioan, dar de vorbit îți trebuie mare talent și curaj să vorbești mai mult decât știi. Noi suntem contemporani cu asemenea oameni, la ora actuală. Eu sunt contemporan cu ei, pe câți vă cunosc. Întotdeauna îi privesc cu mare respect că așa sunt stare să facă ce eu n-aș fi să, în stare niciodată. Eu și când știu și mi se pare că poate nu știu de ajuns, poate trebuie să rectific chiar duminica viitoare, până să plictisesc frații, stați fraților că poate altfel trebuie. Am colegi care n-au nicio teamă, n-au nicio. Păi, așa spun că și pe mine mă convin dată. Și zic, măi, asta se numește persoasiune în arta retorică. Adică să te duci peste oameni, pur și simplu. Să, să nu le mai lași drept de apel. Asta era Apollo. Apollo, talentat, iute de minte, cu un coeficient de dacă s-ar fi putut măsura peste medie. Măi, nu știa multe, dar cu ce știa, le știa mânui de zici că știe. Știi, crea impresia că el, el știe extraordinar. Am avut în viața mea câțiva profesori mari, doar câțiva mari și ceilalți profesori. Oia mari, ce am văzut eu și m-am uimit de fiecare dată în fața cărora mă simțeam mereu ca un neajutorat, ca un neîmplinit, ca un nenăscut, ca un net. terminat. Atâtea probleme aveau să-și exprime, știi, să exprime. Unul dintre ei vorbea repede, că mintea lui, mă înțelegeți cum spun, avea mintea prea scuțită și, și vorbea repede, mă, nu îl puteai, nu puteai urmări. Vrea să spună tot într-o singură oră, nu-i ajungea tabla. Era formidabil, era, asistam la momente istorice. La un moment dat îl pierdeam, <laughs> nu te puteai ține după el nu era Apollo. Apollo nu-i trebuie multă informație. El puțină informație pusă pe un talent nativ și un pic exersat și curajul acela, se numește persoasiune, când le pui astea se numesc, se persoasiune, cum am zis, e ceva formidabil. Nu o să vedeți. Zice că la Efes, a venit până la urmă la Efes, acest, acest Apollo, și acolo, în biserica din Efes, mutați din Corint, iată, într-o viață deja de misionari, Acuila și Priscila, familia aceasta era un auditoriu lui Apollo. Și toți, când a terminat Apollo predica, interpretez eu în lumina profilului său, când a terminat predica din, din biserica aia din Efes, toți au fost extaziați și au zis, fratele să mai vină pe la noi, știți cum să întreabă câteodată? După ce mergi să ții o predică undeva, pățesc uneori, știi, așa ceva mioritic. Și apoi noi ne-au vorbit, Domnul ne-au vorbit. Dar apoi să mai vină fratele pe la noi, dar apoi să mai vină. Ce să zică oamenii mai? Să mai vină. Auzi, frate, să mai vină, mai vin. E ceva foarte miurit. În Efes, bucurie mare, biserica plină, S-au pus scaune în biserică, că vine Apolo. Am uitat să vă zic, profilul ăsta de predicator, ăsta nu încapă nicio biserică, adică trebuie să modificăm că vine Apolo. Da? Probabil că ați fost ori în locul lui Apolo, ori într-o situație de felul acesta. Ați fost într-o înghesuială. După ce ați fost prins acolo, v-ați venit că nu se mai poate ieși din așa ceva. Și greu de ieșit toți erau minunați și la sfârșit toți îl apreciau pe Apolo până când zice că se apropie de el Acuila și Priștila, așa cum Apolo, cum el era învățat cu mulțimea și îi plăcea să primească aprecieri meritorii de altfel, da? cuvinte laudative, când îi vede pe ăștia doi să gândește așa cum o familie vine la mine și mă apreciază. Și când se apropie de ei, dialogul va fi fost cam în felul ăsta. Zice, te grăbești tu tare, nu mai poți rămâne pe la noi. Dar acum că toți frații zic să rămână. Bine. Vrem să te cazăm noi. Avem cameră, avem aer condiționat, avem mâncare bună. Suntem oameni, nu suntem de aici, dar ne-am aranjat, suntem bine. Dar cum să nu mă cazesc, Cum să nu vin? Și îl duc pe Apollo acasă. Și când ajunge Apollo la ei, auziți. Zice că l-au luat la, la ei pe acesta ca să-i arate mai cu deamăruntul ce? Calea Domnului. Ca să fiu mai plastic și apoi să facem aplicația pentru familie. Ca să fiu mai plastic, în timp ce toată biserica din Efes vedea numai plinul din paharul lui Apollo, plinul, ăștia vedeau partea care? Goală. Dar vedea partea goală nu ca să judece, nu ca să-și bată joc, să nu vă bateți joc de Apolo, să vă fie milă de el. Atâta vă spun, milă să vă fie de el. Și dacă nu-l puteți ajuta, rugați-vă pentru el. Ei au văzut lipsurile. Ei acum erau profesori, dar știți de ce erau profesori? Cu cine au studiat ei acasă? Cu Pavel. Orice iese din mâna lui Pavel, să ai grijă. <laughs> să ai grijă cum predici. Și li iau acasă la ei și arată cu deamăruntul. Acolo în limba greacă pentru deamăruntul este un cuvânt, îi zice acribos de unde noi avem în românește un cuvânt mai pretențios nu se folosește de obicei, numește acribie. Acribie înseamnă atenție la detaliu, să scrii cu acribie, să vorbești cu acribie, să înțelegi, să nu să nu patinezi, știi, să nu fii redundant, să nu fii să ai acribie, să ai forță, da, forța cuvintelor o bună expresivitate, așa mai departe. Și zice că la o lua se arate mai cu deamăruntul calea lui Dumnezeu și îmi imaginez, deși nu avem uh, nicio dovadă textuală, îmi imaginez că Apollo a stat cu foarte multă atenție și la început a fost surprins că el a avut impresia pentru moment, pentru moment, că el nu mai are de învățat, ziceți. Nimic. Ca asta am lăsat la urmă să vă spun, cam cine e Apollo, ăla așa crede că nu mai are nimic de învățat. Noi, eu am întâlnit Apollo contemporan cu mine, care nici nu m-aș gândi vreodată să-i învăț ceva, că, că nu mă stricăm momentul ăla, mă Nu în loc să ne simțim bine. <laughs> stricăm momentul ăla. Au fost situații când am i calmă după biserică, să vă imaginați, nu m-am ridicat eu în picioare. Am zis câte ceva, Îmi și pare rău că am zis, că așa s-a întristat, așa s -o... În loc să ne simțim noi bine și să râdem și să fie bine eu am fost de vină, dar nu te atingi de ăștia. Apolo află în casa asta că mai sunt detalii la care el nu s-a gândit. Și Apolo se smerește. Și învață de la doi anonimi, care niciodată nu vor predica pe unde predică el, niciodată nu vor fi ce este el. Învață de la doi anonimi și zice că după aceea, cum citeam în ultimele versete, zice că a pornit cu mai multă înflăcărare și se pare că impactul lui Apollo a fost mai mare decât înainte, pentru că a trecut prin școala lui Acuila și Priscila. Ce înseamnă din punctul de vedere al familiei și a vieții de familie să aduci în casa ta pe Apollo? Înseamnă nu doar să consumi resursele bisericii, mă înțelegi, resursele scripturii, ci odată ce te întărești în aceste resurse, să te faci util tu, soția ta, casa ta, familia ta și să pui aceste resurse și vocația pe care Dumnezeu ți-a dat-o în folosul împărăției lui Dumnezeu. Dacă există un Pavel în viața ta e necesar, dar ar trebui să existe după această logică nu numai un Pavel, ci și un Apollo. Adică trebuie de undeva să iei și în altă parte ce să faci? Să dai. Trebuie undeva să exersezi, să experimentezi, să te smerești, mă înțelegi, să stai la picioarele cuiva, live sau în virtual, în online, da? să te raportezi sau prin lectură sau Trebuie să stai necontenit să fii conectat la un izvor din care să bei, pentru că nu poți trăi, tu nu ai resurse pentru tine, nimeni nu are. Dar în același timp să dai, să oferi. Fie familiile noastre asemenea familii, care când vedem o nevoie, cât atârnă de noi o împlinim pentru Domnul și de dragul Domnului. Și tot ce facem, facem în numele Domnului. Să nu desconsiderăm pe nimeni, să nu invidiem pe nimeni prostește, să nu ne uităm să spunem la, la, alb, negru și invers, mă înțelege, să nu ne jucăm, viața e prea scurtă, viața e prea scurtă ca să ne jucăm cu lucruri pe care poate nu le mai putem îndrepta după aceea, să facem ceea ce ține de noi, din toate punctele de vedere, să ne implicăm în biserică, noi, ca familie, să punem la dispoziția bisericii. Îmi plac membrii aceia ai bisericii și familiile, nu sunt toate așa, dar îmi plac acele familii care vin la mine ca păstoră, merg la colegii mei, și spun, avem cu tare lucru, avem această disponibilitate. Dacă e nevoie, noi dorim să ajutăm, noi dorim să fim. Să răsplătească Dumnezeu asemenea familii. Toți ar trebui să ne punem cu ceva în slujba unei cauze mai înalte decât familia noastră. Poate că la sânge, dacă am gândit, nimeni nu are mașina doar pentru el. Nimeni nu are casa doar pentru el. Poate dacă am gândit mai adânc. Niciuna din resursele noastre nu sunt numai pentru noi, ci ne-au fost date sigur ca să le folosim și într-o oarecare măsură să le împărțim cu alții, să le punem în slujba semenilor. Ial în casă pe Apollo, va protesta la început, va, mă înțelegi, va... ia comportă-te cu delicatețe, nu-i va fi lui ușor, poți să-ți imaginezi că nu-i simplu, dar comportă-te cu inimă, cu minte, cu delicatețe. În fine, ne mutăm în romani pentru a putea încheia predica. Acuila și Priscila nu e o familie doar care îl ia pe Pavel acasă și apoi pe Apollo, ci această familie îi ia acasă în cele din urmă pe toți. Ia toată biserica acasă. În ultimul capitol 16 din Romani, unde Pavel transmite salutări individuale, dar și unor biserici, acolo dacă numărați cu atenție veți găsi cinci biserici la care Pavel face referire, cinci locații unde se adunau creștini în Roma, despre care Pavel știa, adică personajele care erau acolo. Uitați-vă, vă rog, în versetul 5, în prima parte cu care am încheiat lectura, unde zice, spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor, adică în casa lui Acuila și Priscila. Înțelegem că după episodul Corint, după episodul Efes, și cine știe câte episoade n-au mai fost despre care nu scrie după mai multe episoade, după o peregrinare, după un fel de misiune din aceasta fortuită în care i-a împins viața pe aceștia doi, în sfârșit, în ceva vreme, s-au întors înapoi în Roma. Și când s-au întors în Roma, în casa lor mare, pe care o părăsiseră și pe care sperăm că au putut să o primească înapoi prin retrocedare, nu? Era proprietatea lor, era oameni cu oarecare vază, cu oarecare stabilitate economică, socială. În casa lor din Roma și-au deschis ce? Biserică. Și cine primește pe Paver și pe Apollo, va primi până la urmă și îi va primi în casa lui, în casa inimii lui, pe toți. Toată biserica. Toată comunitatea. Așa inim și case să le dea Dumnezeu. Aici nu mă refer ca să iei pe toți acasă. Ai înțeles că nu la asta mă refer. Nici eu nu iau pe toți acasă. Îi iau pe rând și totuși nu îi iau pe toți. Cine a spus că la asta ne referim? Și când vin pe rând e un stres pentru noi, noi gazdele, dar pe păi să vină toți. Unde să-i ținem pe toți? Dar noi zicem acum figurativ, zicem duhovnicește, zicem I ia -i în inimă pe toți. Dacă, dacă Pavel și Apollo e acolo, dacă cele două da, elemente s-au împlinit, tu ești în ele, tu le faci, atunci, în mod normal, toți ar trebui să se lărgească inima ta, știi, lărgiți-vă inimile, zice Pavel, lărgiți-le, astfel încât să intre toți, adică întreaga biserică, în întreaga părtășie, spune sănătate Priscilei lui Acuila, tovară și mei de lucru și-au pus capul în joc pentru mine ca să-mi scape viața într-o împrejurare în Corint, da? unde Pavel a trecut printr-un necaz, printr-un pericol, ei au fost alături de mine, vă rog să-i salutați și biserica ce se adună în casa lor. Când zicem, dragii mei, în seara aceasta, biserica de acasă, de fapt rectificăm în finalul predicii și vom zice, mai mult decât biserica de acasă, vom zice, fie familia ta parte din biserica lui Hristos, cu adevărat. Și fie ca întregul, într-un sens un pic filozofic, să încapă în parte, să se reflecte în parte. Asta e o chestie filozofică ce ține de anumit silogism. Sigur că nu vom intra în detalii, adică relația aceasta pe care o discută filozofia de sistem între, între, parte sau între întreg și parte. Și una dintre teorii spune așa, așa se potrivește bisericii și familiei. Una dintre teorii spune că proprietățile întregului se regăsesc în fiecare, ziceți, parte a lui. Proprietățile întregului se regăsesc. Deci, proprietățile, caracteristicile, viața, etosul, învățătura bisericii locale din care faci parte, ar trebui să se regăsească fidel la o scară mai mică, unde? În fiecare familie. Și atunci partea e chiar parte din, e chiar atașată la, chiar împărtășește ceea ce este în întreg. Fia cu Ila și Priscila. Ia-i acasă pe toți nu-i mai alege. roagă pentru toți, nu-i mai alege. Dacă zice să ne rugăm și pentru vrăjmași, atunci înseamnă că nimeni nu rămâne pe din afară. nimeni! Fă bine la toți, zice Pavel, și mai ales fraților, în credință. Începe cu ăștia, fă -le bine lor! Laudă toate bisericile, dar întâi laudă pe care? Pe a ta. Normal că e mai greu, logic, fă ce mai greu întâi. Psihologii ne spun, ca să faci ceva în viață, începe cu cei mai greu. Că dacă începi mereu cu cei ușor, nu mai faci la greu. Începe cu cei mai greu. Implică-te în misiunea transculturală, du-te la capătul pământului, du-te la sălbaticii din Africa, din India și la care sălbatici mai vrei. Unii ori nu trebuie să mergi prea departe, ai prin familie că te un sălbatic nu trebuie să mergi chiar așa departe, Ei, poate fi mai ieftin. Ai prin preajmă. Nu trebuie așa departe. Că noi vrem, frate, să mergem la sălbatici. Lasă, am zis odată, că avem noi și cei mai pe aproape sălbatici. E cum îi îmblânzim pe ăștia întâi. Ne aruncăm la sălbatici altora, știi? A ne-au pus la pământ. ca familie. Investești în misiunea transculturală, atenție, dragii mei, nu luați ce v-am spus ca o ironie din aceea distructivă. Foarte bine te implici, susții, este un proiect pe care și noi l-am asumat parțial ca biserică sau unul dintre proiectele noastre, ca cine dorește ca familie o sumă de bani modică pentru noi, lunar, să se verse undeva, care ajunge la un copil care nu are resurse și cumva e copilul lor, știți? și trimit poze și e ceva frumos, e ceva emoționant, e ceva dumnezeiesc. Implică-te în toate proiectele de felul acesta, fii generos, fi pune la bătaie toată vocația ta, pregătirea ta, toate, dar întâi să încapă ai tăi și fă pentru biserica ta. Ați văzut câte aminuri am cules. Acum deja e foarte târziu, să nu mai încercați. Foarte târziu. Fă pentru ai tăi. Știu că e mai greu. Pentru că cei din preajma ta văd și la mine, Vă nu merită, mă, nu merită. Știi prea multe despre ei, ai auzit prea multe povești. Pur și simplu nu mai încap toți în inima ta. Ba chiar te apuci pe acasă ca și tată, ca și mamă, auzi, tată, mamă. Se mai vorbește și de rău în prezența copiilor și ăștia aud și după aceea ei exploatează tema și vor crește în spiritul acela. Iubește toți păstorii din România, nu uita să mă iubești și pe mine. Dar întâi de toate iubește păstorii cui? Hai tăi, păi iubește Dar mă gândesc că un pastor iubibil. <laughs> Cum să mai zic? Poate nu are multe calități, dar iubibil. Băi, numai prin faptul că vine cel mai des la biserică și stă cel mai mult în biserică, mă gândesc că l-aș pune amprenta asupra lui. E cel mai îmbisericit dintre noi. Iubește-L pe El întâi. Susține orice lucrare până la capătul pământului. Eu te apreciez pentru fiecare faptă, dar fă Ierusalim, fă la tăi. Știi, susține la tine. Că sper că nu e vreunul printre noi bolnav de boala aceea, că nu mai poate la el, nu mai poate între ai lui, nu mai la distanțe mari. Lasă la distanțe mari. Dute, te dacă te duci în pelerinaj, mai nu te duci și rămâi acolo. Tu ești aici, eu sunt acolo unde sunt, eu acolo investesc. Dumnezeu să ne ajute și să fim Acuila și Priscila. Amin.